Municipalitatea a dat startul în urmă cu câteva zile lucrărilor de reabilitare a rețelelor de canalizare din cartierul de Barcader. Investiția se ridică la circa 3 milioane de lei, fonduri de la bugetul local. Este vorba de mai multe obiective care se execută în cadrul programului și, în primul rând, aș menționa înlocuirea rețelei de canalizare menajeră și a racordurilor la cele 22 de blocuri, inclusiv căminele de racord la cele 82 de scări de bloc din cartier, plus racordurile la instituțiile, la sediile instituțiilor aflate în zonă. Pe de altă parte, în paralel cu reabilitarea rețelei de canalizare menajeră, se execută și înlocuirea rețelei de canalizare pluvială, inclusiv căminele de colectare și, în plus, programul cuprinde și reabilitarea integrală a străzilor din cartier, de la carosabil, trotoare, borduri, indicatoare rutiere, mobilier urban. Tot în următoarea perioadă, lucrări de modernizare a rețelelor de canalizare menajeră și pluvială vor fi demarate în cartierele Drăgoieni și Griviței. Vor demara lucrările la extinderea canalizării menajere în zona periurbană Drăgoieni. Este vorba de întregul cartier Drăgoieni și străzile Calea București, Petrești, Aleea Sfântul Dumitru, Sfântul Dumitru și Aleea Amaradia. Și tot în această perioadă, zilele trecute a fost încheiat contractul de execuție pentru reabilitarea canalizării în cartierul Griviței, lucrările urmând a începe tot în perioada imediat următoare. Pentru toate cele trei obiective de investiții, valoarea finanțărilor este de puțin peste 10 milioane de lei, din care 5 milioane de lei destinate reabilitărilor din Drăgoieni provin de la bugetul de stat. Intervențiile pentru modernizarea rețelelor de canalizare din Griviței au un cost de 2 milioane și jumătate de lei, bani de la bugetul local.